Din Dubai ne întoarcem în Moldova. Peste 5.000 de contracte publice are o companie din Suceava care vinde orice către instituțiile interesate să cumpere fără să organizeze licitație. Povestea din spatele acestei afaceri este incredibilă. Persoana care conduce firma este o fostă primăriță care s-a ocupat de destinele a două localități tocmai pe vremea comunismului. Femeia a reușit să facă rapid trecerea de la socialismul științific la capitalismul bugetar. Mai mult de 800 de contracte fără licitație au fost parafate în primele luni ale acestui an de Lidana.com, o societate comercială care are un succes fabulos în afacerile cu statul. Articole de papetărie, mobilă, cărți de povești sau chiar calculatoare au părăsit depozitul firmei și au luat drumul unor autorități publice care au ales această companie pentru a face cumpărăturile. Majoritatea instituțiilor sunt din Suceava, dar afacerile Lidana.com se întind și în alte locuri din România. Firma este condus cu mână de fier de Liliana a Gheorghicesei. Femeia a fost cel mai tânăr primar din România comunistă. Ea a trecut rapid de la rigorile Partidului Unic la Capitalismul Sălbatic. În 2016 a ajuns din nou într-o funcție publică, iar afacerile au ajuns prin declarații de avere. Ea a fost președinte al Federației Patronale IMM, dar asta nu a împiedicat-o deloc să continue afacerile fără licitații cu instituțiile publice abonate la firma sa.